guvernul GRB subliniere de pasul. Premierul Dencil înființează prin o nouă comisie. Ce obiectiv va avea video? Guvernul va adopta o ordonanță de urgență pentru înființarea unei comisii naționale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dencil, care a subliniat ce acesta reprezintă pentru România cel mai important obiectiv după cel al aderirii la UE. În cadrul sublinierei din cei de astăzi vom discuta despre trecerea la moneda euro, după cum subliniere tici, s-a vorbit despre acest lucru, dar nu am avut niciodată o perioadă stabilit pentru acest moment deosebit de important pentru cara noastră. Consider că aderarea la moneda euro este cel mai important proiect după aderarea României la Uniunea Europeană. În consecință, printr-o ordonanță de urgență vom înființa Comisia Națională de Fundamentare a Planului Național de Adoptare a Monedei Euro. Această comisie va avea rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în mecanismul unic de aderare la moneda euro, precum sublinierea acțiunilor necesare pentru pregătirea economică, dar sublinierea asocieții române sublinierea pentru acest pas important, a anunțat Viorica Dencil, miercuri, în deschiderea sublinierei din cei de guvern. Premierul a spus că în cadrul comisiei vor activa reprezentanții ai administrației guvernamentale, ai administrației publice locale, ai mediului academic, ai presublinierei din cei organizațiilor non-guvernamentale, din partea confederațiilor patronale sublinierei sindicale, asociațiilor asociative. Deci va fi o largă reprezentare, astfel încât să putem să avem o dezbatere corect care să ne permit luarea celor mai bune decizii. Această comisie va fi condus de doi presublinieredinci, primul ministru, sublinierei presublinieredintele Academiei Române, sublinierei, de asemenea, doi vicepresublinieredinci. Guvernatorul BNR sublinierei vicepremierul pe probleme economice, a precizat Dencil.